Sodoma și Gomora, de Jean Giraudoux. Traducere de Andreea Dobrescu Varodin. Adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Extraordinar! Acesta este cel mai frumos început care a putut fi imaginat vreodată. Înconjurat de flăcări, a coborât Arhanghelul Arhanghelilor. Și tu, grădinarule, și voi, cei ce ascultați, trebuie să profitați repede. Nu va dura mult, iar spectacolul care va urma riscă să fie îngrozitor. Da, profeții l-au prevestit. Este sfârșitul lumii. Unul dintre sfârșiturile lumii, cel mai deplorabil. Profeții spun că Sodoma și Gomora și stăpânirea lor până în Indii, dominația comerțului și a geniului lor asupra universului, se vor prăbuși. Nu acest lucru este cel mai rău. Din acest punct de vedere, povestea nu prezintă niciun interes. Și alte imperii s-au prăbușit, și tot pe neașteptate. Am văzut cu toții imperii scufundându-se, și încă din cele mai solide și din cele mai pricepute în a se dezvolta și a dăinui. Așa e. La zenitul invenției și talentului, atunci când armata e frumoasă și nouă, când pivnițele sunt pline, teatrele răsună, când în vopsitorii se descoperă purpura sau albul pur, și când din aer se zămislesc sinfonii, când grindina crecade este prevăzută de lege și anulată, deodată, în câteva ore, o boală atacă acest trup mai sănătos decât toate, mai fericit decât toate. E boala imperiilor. Este muritoare. Atunci, tot aurul este adunat, strâns în bănci, gologanul și paraua se golesc de puterea lor, bântuie foametea. Boala răsare chiar în locul de unde fusese gonită pentru totdeauna. Lupul apare în centrul orașului, păduchele pe craniul miliardarului. Nu mai rămân decât falimentul, rușinea, un chip de copil crispat de foame, o femeie nebună care urlă și moartea. Dar se spune că dacă s-ar afla un om drept în Sodoma... Vorbe goale! Omul drept este ceva foarte bun atunci când zămislirea lui Dumnezeu nu este compromisă și când el admite această monedă. În seara asta, dacă dintre toți gonacii cerului pe pistele Sodomei nici unul n-a găsit ceea ce caută, ne așteaptă pedeapsa cu focul și moartea. Ne așteaptă ura lui Dumnezeu. Nu înțelegi? Nu înțeleg de ce să mă urască pe mine Dumnezeu. Ești căsătorit? Nu, ca și frații mei. Ești logodit? Te plimbi cu fetele? Nu, îmi place să mă plimb singur. Atunci Dumnezeu te urăște. Nu înțeleg. Sunt atâtea orașe mai vinovate decât ale noastre. Se spune minciuna din Tir, desfrâul din Sidon. Noi nu am împins niciun păcat până la extremă, niciun rău până la a deveni un simbol. Ascultă! Sunt niște cântece. Dinspre nord, voci bărbătești. Dinspre sud, voci femeiești. Nici un duo? De ce ar fi un duo? În Sodoma și Gomora, ofensa răului, infamia răului, provin din faptul că fiecare sex face răul pe cont propriu.
Până acum, în faptele lor rele sau mărșăviile lor, bărbații și femeile respectau cel puțin singura bază pe care Dumnezeu a strecurat-o sub viața lor, aceea a unirii lor, aceea cuplului. Tot ceea ce nu-i place cerului, minciuna, lenea, lăcomia simțurilor, le-au inventat în doi. Asasinatul, blestemul, furtul au fost născocite în doi. Ei. Și numele marilor crime ale umanității împotriva lui Dumnezeu, de la măr la potop, constituie analele cuplului. Dar și primul copil, ca și descendența oamenilor. Și Dumnezeu îi pedepsea cu asprime, dar niciodată mortal. Acum înțelegi? Mai sunt încă cupluri în Sodoma. Să-mi spui și mie care. De sus e insuportabil de văzut această femeie la sud și acest bărbat la nord, care pe zi ce trece se interesează tot mai puțin unul de altul. Toată zestrea cuplului, defecte sau calități, bărbații și femeile și le împart cu lăcomie ca bijuteriile sau mobilele în preziua divorțului. Plăcerile, amintirile, obiectele dobândesc un sex și nu mai există plăceri comune, memorie comună, flori comune. Răul a dobândit un sex. Acesta e sfârșitul lumii. Îți repet, încă mai există cupluri în Sodoma. Dacă astăzi îi mai trebuie lui Dumnezeu un cuplu, așa cum i-a trebuit odată un om drept, rămân Jean și Lia, rămân Dalila și Samson. Știu, știu asta. În orice caz, este ultima voastră șansă. Toți vânătorii cerului s-au întors cu tolba goală, în afară de cel care îi pândește. Întârzie e semn rău. Samson și Dalila călătoresc. Se vor întoarce oare la timp? Cât despre Jean și Lia, stăpânii tăi, creația lui Dumnezeu mai este încă neîmpărțită între ei. Dar se pare că fiecare își secretă deja propriul lui adevăr. Fiecare se supără contra lui însuși. Și nu e bine. Asta înseamnă că se va supăra contra celuilalt. Dacă e vorba de ea, motivul este că poartă un prunc. Dacă este vorba de el, că este absorbit de meseria lui și crede că toate păcatele de pe lume pot să mai aștepte. Dar dacă fiecare este însemnat de ciuma Gomorei, de conștiința sexului său, nici Dumnezeu nu va mai putea face nimic. Să mai sperăm totuși. Tu, grădinarule, ajută-ne ca nimic din jurul lor să nu-l atragă pe unul în afara celuilalt. Ei sunt buni, generoși. Nu s-ar putea să le spunem că înțelegerea lor va face să se evite atâta ruină și atâta moarte. Nu! Dorința lui Dumnezeu e supremă. El nu cere un cuplu care să se sacrifice. El vrea un cuplu care să fie fericit. Dar sacrificiul îi poate reda fericirea. Sacrificiul nu. Este prea comod. Este ultima soluție a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu reușește decât prin mila lui să deosebească sacrificiul de sinucidere. Nu. Din contră, trebuie ca nimic să nu le ajungă la urechi lui Jean și Liei din zvonurile orașului. Dezbaterea ultimului cuplu trebuie să se desfășoare în intimitate și în mijlocul lucrurilor sigure. Toate hublourile cerului și ochiul grădinarului sunt mai mult decât suficiente pentru a privi sfârșitul lumii. Eu mă retrag. Târgușorul nostru înconjurat de tei? Da, Rut, așa este Sodoma. Și acel oraș care se întrevede printre plopi e? E Gomora, Rut. Poteca din munte e ca obrazda cerului pe unde vin îngerii. Și vin deseori ea. Acum vara vin în stoluri. Poteca e uscată. De ce vin?
Pentru un da, pentru un nu. La cea mai mică minciună sunt prezenți. Deși mi-a plăcut mult să fiu singură, e cu neputință. Îngerul singurătății mă privește. Se zice că e foarte frumos. Nu. Nu? Nu. Singurătatea în doi, chiar și cu un înger, te asigur că e insuportabilă. Și ce spune îngerii? Tac. Simți că arde nerăbdare să vorbească. Nimic nu-i mai vorbăresc decât cerul. Știi, mișcă din buze. Le privesc buzele. Asta-i tulbură. Dar sigur că au un consemn. Aștept să le fie ridicat. Și niciun reproș? Ba da, ba da. Un chip de înger. Un chip mut de frumusețe. Oribil. O, Doamne. Dar oare ce-mi plăcea, de fapt, în păcatele mele? De ce fugeam să mă uit în oglindă? De ce? Pentru ca să mă contemplu în convulsiile și plăcerile mele. Acum mă uit degeaba. Un chip de înger este lipit de obrazul meu și îl maschează. Soțul tău îi vede? Jean nu spune nimic. Se face că nu-i vede, ca și cum am fi în plină bucurie conjugală. Îl mai iubești, nu-i așa, pe Jean? Bineînțeles, îl ador. De ce mă întrebi? Știi bine că îl urăsc. Nu, l-ai iubit prea mult. Spui prostii. Dimpotrivă, nicio pereche n-a intrat în casa ei nouă cu mai multe promisiuni. Ai avut noroc, Ria. Eu l-am iubit prea mult pe Jacques. Ce frumoasă și adevărată este lumea pentru o căprioară. În gândurile și mișcările conjugale. Era minunat, de real. Fericirea era adevărat. Apoi s-a evit răul. Ce rău? Privește acum în spatele tău, fără să bage de seama. Uite, vezi unul? Un înger. Care dintre ei? Nu știu, n-au nici măcar un nume. Aleargă ca niște câini al căror stăpân și-a pierdut memoria. Cum te cheamă, îngerule? Cum te strigă Dumnezeu? Hai, spune-ne, după un număr? Lia! De ce ai venit? Pentru că am lăsat să se ardă pâinea sau pentru că... Of, îl iubesc pe soțul meu. Ah, l-ai ofensat! A plecat! Seamănă cu bărbatul tău. Cum? Dacă soțul tău nu vrea să mă iubească, am să-i fac curte încerc. Seamănă și cu al tău. Cu soțul altora nu. Nu erați făcuți unul pentru celălalt, tu și soțul tău? Tu erai făcută pentru soțul tău? Eu? Eu eram făcută pentru toți, afară de el. Da, asta e lecția pe care ți-o dă căsătoria. Așezi toate farmecile pe cel cu care te căsătorești. Este un ulm plin de cintezoi care îți urează pun sosit. Apoi, săptămână de săptămână, fiecare cintezoi zboară pe un alt bărbat. Și la sfârșitul anului, adevăratul tău soț este risipit în toți ceilalți. Nu mai rămâne decât ceea ce nu este el. Atunci, tu ai noroc. Ce mai rămâne de la Jean? Vorbesc de trăsăturile care îl deosebeau și îl împodobeau în ochii mei. Vocea lui adevărată și are acum lăcașul în gura lui Pierre. Adevărata lui privire este în ochiul lui André. Ieri, după luni de zile, am auzit din nou adevăratul lui râs. Acel râs care suna libertate. Am alergat și? Și am văzut un sclav. Nu te plânge. În ce mă privește, este mult mai rău. Aș fi acceptat ca trupul lui să plece. În mijlocul nopților mă culcam alături de falsul meu soț, cu brazele în jurul unei talii străine, cu pieptul lipit de pieptul lui artificial și așa mai departe. Toate acestea sunt insuportabile. Sunt femeie și noaptea e noapte. Dar minciuna trupului său s-a întins asupra sufletului său. Lia, ce tot spui? E neschimbat. E atât de sincer, atât de generos. Atât de sincer, da. Bine, dar la ce mă mai folosește mie această sinceritate, dacă ea pentru mine a devenit cea mai mare minciună? Îngerul s-a întors. Da. Vrea să-mi spună.
Începând de astăzi, privirea lui Dumnezeu se oprește asupra Sodomei și Gomorei. Pentru multă vreme. Vor fi zi și noapte sub lupa lui. Și te-a însărcinat ca să ne spui? Tăcerea mea ar trebui să vă spună. Așadar, este o alarmă generală printre oameni. Lia, te rog, nu huli! Să faci spirite cu cerul se numește a huli. Da, e nedrept. Dacă am replică, el m-a învățat. Ce rău facem noi amândouă. Vorbim despre micile noastre treburi. L-ai umilit și pleacă. Întoarce-te! Întoarce-te! Pierzi partea cea mai interesantă a discuției. E rândul lui Ruth să ne vorbească de soțul ei. De ce înfrunți mereu cerul? Pentru că eu sunt o frunte, în timp ce tu ești o burtă. Eu? Burtă? E adevărat, draga mea, că seamănă cu soțul tău. Dar tu nu poți să-ți dai seama. Și pentru tine trăsăturile lui Jacques au zburat una câte una de pe el. Să dea Dumnezeu! La mine e invers. Îl mai iubești? Nu! Fără îndoială, nu! Acest om senin că ziua urma să fie jocul meu și aventura mea perpetuă. Îmbrățișam pe cel care urma să iubească pentru mine, să sufere pentru mine. Urma să văd pe trupul și sufletul acela toate mușcăturile și mângâierile vieții. Ah, ce spectacol! Ce viitor! Și n-a fost niciun spectacol. Așa cum spui, totul este neschimbat. Credeam că va împrumuta vocea tuturor vocilor care merită să fie auzite, culoarea tuturor culorilor care merită să fie privită. Nu! El le are pe ale lui și rămâne neschimbat. Mi s-a născut în seara nunții acest pitic gigantic, acest vorbitor mut, și cu el totul perseverează într-o identitate groaznică. Fă-l blond. Și-a vopsit părul blond. L-am obligat eu. Dar niciodată nu este mai mult decât el însuși și decât atunci când încearcă să se schimbe. Este același în orice clipă. Fă ca mine atunci când căutam un mijloc suprem să nu-mi pierd dragostea. Închipuiește-ți că vei muri. Crezi că nu am făcut și asta? Crezi că nu am invocat moartea și că n-am împins-o spre el în momentele de plăcere sau de somn? Lângă el nu am văzut moartea lui, ci moartea tuturor. Își dă seama unde ați ajuns? Nu știu, în măsura în care Jean își dă seama, fără îndoială. Tu cunoști bărbații. Își poartă în față viața ca o panoplie. Dar sub cea mai lustruită și cea mai sinceră suprafață se simt reticențe și uri care aleargă ca șobolanii. Da, da, da. Urăsc covorul lor zburător. Cum? Tu chiar urăști? Jean are un covor zburător. Când odinioară se ridica între noi o dragoste prea mare, apoi o indiferență prea mare, Jean se așeza pe covor și își lua zborul. Se mai folosește de el din ură. Stă acolo și mă privește, dar nu vede nimic, nu aude nimic. Mă las așa, singură, neputincioasă, trădată. Și plutind peste cină, covorul zburător îl duce fără escală în miezul somnului. Știe să zboare. Îngerii au ce învăța de la el. Ei, atunci îi părăsim? Îi ucidem? Mai este și a treia soluție. Cea la care te gândești. Taci! Da. Uite că vin! Vin! Dar ce vreme frumoasă, nu-i așa, micuța mea Ruth? Nu, Jean! Dragă Lia, vorbesc cu Ruth. M-am plictisit auzindu-te că vorbești despre vreme. Și am să mai vorbesc deseori. Este singurul subiect care rămâne ca să evit gâlceava cu tine. Nu-ți mai rămâne. De altfel ai nimerit-o prost. Azi primăvara e urâtă, soarele de-abia se vede, totul e urât. Afară de tine. Cum Jean n-a știut niciodată să mă vadă, eu continuu să am dreptate și el
Nu. Eu o văd pe Rut în orice caz. Este frumoasă și îi se pare că afară e frumos, nu-i așa, Rut? Hai, răspunde-i, nu fi lașă. Ce să-i răspund? Că ești ca mine, că afară e urât. Nu sunt ca tine. Soarele strălucind deasupra Sodomei, briza aceasta deasupra Gomorei, nu găsesc deloc că sunt urâte. În concluzie, scumpa mea, Rut, îl găsești pe Jean Măreț. Asta în orice caz. Și tu ești de acord. Și Jacques? Mm? Ce părere are Jacques de soarele de deasupra Gomorei? Mm? Lui Jacques este foame. Jacques tare ar dori să ia masa. Da. Să luăm masa. Da. Ce lași sunt. Da. Sunt bărbați până în vârful unghiilor. Iar tu mi se pare că ești femeie până în dinți. Da, am dinți, dinți, am dinți, dinți am. Ce găsești laș în a voi să iei masa? Da, chiar așa. E un lucru cât se poate de firesc. O, și Rut este lașă. Cum? N-am spus niciodată că Rut nu e lașă. Ea este, fără îndoială. Dar este lașă cum sunt femeile. Din interes, în joacă, de frică, din invidie. Tu, Jacques, ești laș din dorința de a-l asculta pe Jean. Poftim? Rut, din dorința de a-i plăcea lui Jean. Nu înțeleg, este o lașitate să nu hotărâm înainte de masă dacă soarele deasupra Sodomei este urât sau frumos? Da. Hai, Lia, hai, vino la masă. Da, bun, chestiunea a fost rezolvată. Soarele deasupra Gomorei este o umbră. În briza de deasupra Gomorei domnește căldura și de crăci atârnă biete zdrențe fără culoare sau parfum și acestea sunt trandafirii și iasomia. Și Jacques arde de nerăbdare să se așeze la masă, nu-i așa, Jacques? Da. Și de fiecare dată când ocazia sau degetul lui Dumnezeu îi aduce la poarta adevărului, ei văd ușa unei curse de șoareci și fug care mai de care. Către ce se deschide ușa astăzi? Mereu către aceeași țară, cea a bărbatului și cea a femeii. Se ating cu dezgust, se privesc cu dispreț, chiar și umbrele lor se amestecă cu ură. Dar trebuie să luăm masa, nu? Da. Așa încât totul e foarte frumos. Este adevărat, avem friptură de prepeliță. Da, nu o provoca. Nu, așa sunt ei mereu. Ei nu sunt niciodată prezenți. Nu au nimic mai potrivit decât trupul lor pentru a-și ascunde lipsa. Nici măcar îmbrățișarea lor. Dar ce am fi în fața ta fără armură? În ce mă privește, trupul meu nu a fost niciodată decât vocea mea spre tine. Sânul meu, părul meu, picioarele mele n-au fost niciodată altceva decât cuvintele acelui limbaj pe care păcatul originar ni l-a luat de pe buze. În ceea ce te privește, trupul tău este un spate, o tăcere. Jean, când ai de gând să vorbești? Lia, Rut și Jacques se întreabă dacă... Iartă-mă, te rog. Alt pretext ca să amânăm. Da. Fie că sunt Rut sau Jacques, Pierre sau Marie, cuplul demn de acest nume rămâne să discute între patru pereți. Exact. Asta e cealaltă denumire a lașității bărbaților. Pudoarea. Ei, da, sigur, dacă e un câine de față, trebuie să tăcem din gură. Nu fi îngrijorat. Rut și Jacques sunt la fel ca noi. Dar de ce te tot apropii de Jean, Rut? Te rog, stai aici lângă mine, da? Foarte bine. Tu ai vrut asta? Bun. Poftim, sunt gata. Ai un martor de seamă. Privește. Nu vezi? Un înger. Mai poți încă să-ți declari incompetența. Este un pretext frumos. Un înger. N-ai înțeles niciodată nimic. Dar ce era de înțeles? Că nu am vorbit niciodată. Recunosc. Că îmi spuneai că e frumos sau urât în sufletul tău, nu era ceva mai nou decât să vorbim despre vreme. Dar ce era de înțeles? Că mi-așteptam martorul. Rut și Jacques nu pot fi martor. Rut îmi este devotată, Jacques te admiră. Dar dacă îngerul vrea să asculte, să se apropie. Dacă a sosit ziua singurei discuții pe care femeia și bărbatul au avut-o vreodată,
Uite ce mai înțeles tu, Lia. În afară de prezența lui Dumnezeu, oamenii nu vorbesc. Dumnezeu e ca voi. Și el se sustrage. Dacă ființele pe care le-a creat sunt din piese și fragmente de tâmplărie rotunjite care nu se asamblează bine, puțin îi pasă. Are covorul lui zburător, care este cerul, și alibiul, care pentru voi este trupul vostru, pentru el este îngerul. De aici vine tot răul. Dumnezeu este un om. Bine, bine, cheamă-l pe înger. Este ca și voi, nu are nume. N-ai să mă faci să cred că o femeie nu poate inventa nume de înger. Eu tocmai asta încerc. Mael, Alzoa, Galoel. Ha, ce curios! Bravo, bravo, Ruth, bravo. Din fiecare tufiș, din fiecare boschet, un cap de înger se ridică sau se pleacă. Da, toți hăitașii lui Dumnezeu sunt la postul lor. Hei, poftim, uite-l pe al nostru, a venit. Ce vreți cu mine? Despre ce este vorba? Să faci dreptate între soțul meu și mine. Să judeci bărbatul și să judeci femeia. Ba nu, deloc. Să știm dacă este vreme frumoasă sau urâtă deasupra Sodomei. Tu, Lia, ce părere ai? Este oribil. Sufletul meu este obosit de moarte. Am încercat timp de 5 ani să-l cuceresc pe acest bărbat. M-am aruncat drept în brațele lui cu toată puterea mea complet sinceră. El era cusut pe toate părțile. Atunci m-am resemnat să trăiesc sprijinită de el, să dorm lipită de el. M-aș fi mulțumit cu copia asta. Nu mi-a folosit la nimic. El se află aici, în fața mea. Cu el mă cert, mă bat, dar l-am uitat. Nu răspunzi la întrebarea pe care ți-ai pus-o. Îngerule, m-am căsătorit cu femeia asta ca să-mi am lumina mea. M-am aprins în ziua căsătoriei mele la o lampă. Munca mea, odihna mea aveau flacăra lor, care era ea. Eu nu eram decât ulei și fitil. Și această condiție mi-a fost de ajuns atâta timp cât din ele țâșnea strălucirea ei. Dar într-o bună zi, ea nu s-a mai hrănit din mine, iar eu trăiesc în întuneric. Asta nu-l împiedică să-i se pară minunată vremea de azi. Chiar, răspunde și tu la întrebare. Este frumos sau urât timpul la Sodoma? Dar mai trebuie spus. Soarele strălucește, nu e niciun nor pe cer. E o vreme îngrozitoare. Dar nu este adevărat. Rândunelele zboară pe sus. Suntem în plină furtună, obloanele se trântesc. Totul este liniștit. Nu se mișcă niciun spic. Nu-i așa, Rut? Da, Jean, și sunt foarte fericită. Ești foarte fericită pentru că îi aparții întru totul lui Jean. Și Jean vede limpede că cerul e plumburiu, dar spune că e senin pentru că este fericit când simte cum groaznica statuia femeii care trăia lângă el se transformă într-un trup grațios, în ceea ce eram odinioară și nu mai sunt, și ceea ce este acum Rut pentru el. Într-un parfum, într-un grai, în femeie. Da, tot ceea ce devii tu în clipa asta pentru Jacques. O știm bine. Jacques, nu e așa că vezi cerul spălăcit și rândunelele zburând aproape de pământ? Văd cerul albastru. Dar de ce s-o chinuim pe Lia? Are și ea dreptul să vadă Sodoma cum îi place. Desigur, Jean. Mulțumesc. Lia are tot dreptul să se înșele. Dacă Ruth spune că Lia se înșală, e foarte posibil ca ea să se înșele. Și ca până și Ruth să fie de părerea ei. De ce te amesteci? E mica mea contribuție la dezbatere. Nu am cunoscut la Ruth decât minciuna. Niciodată Ruth n-a spus ce gândea. Ea încurajează adevărul celorlalți. Îl știe fals, dar îi place să se oglindească în ea erorile lor. Și adevărul ei însăși îl păstrează în ea însăși șters și inutil. Mă mir că încă nu și-a înghițit bijuteriile. Îl plictisește înger, Jacques.
Nu există nicio casă în Sodoma și Gomora în care un înger să nu asiste acum la neînțelegerea dintre soț și soție. Pentru asta au venit îngerii. Îngerul a venit ca să intre în relații cu noi. El nu are nevoie de vorbele noastre. Raportul lui în ceruri va fi gradul de căldură pe care corpul lui îl va duce acolo. Așa e, Ruth. Creează un echivoc în jurul îngerului și este calmă. Uneori, sub frunza de acantă, ți se pare că vezi o umbră dantelată și încolăcită. Este năpârca. Este Ruth. Te rog, nu introduce șarpele în dezbatere. Îngerului poate să nu-i fie pe plac să-i amintești. În orice caz, e vreme frumoasă. E o vreme groaznică. Îngerul, iartă-o, e nebun. Nu, are dreptate. Ești orb și Lia vede. Este o vreme îngrozitoare la Sodoma. În fiecare cânt de fată sau de pasăre s-a strecurat o notă oribilă, cea a morții. Pâraele curg transparente, dar am gustat din apa lor. Este apa potopului. Prin crestătura pinului se scurg lacrimile sfârșitului lumii. Lia are dreptate. Plec! Adio! De ce pleci? Pentru că are dreptate. Pentru că Dumnezeu e nedrept. Pentru că ele au întotdeauna dreptate. Totul în ele este neștiință. Totuși, ele înțeleg totul. Totul în ele este egoism, trup. Dar ele sunt busola purității. Totul în ele este teamă. Iar ele sunt curajul. Ochii lor sunt orbiți de rimel cu gene false. Dar ele văd ce vede îngerul. Și ce să-i spun lui Dumnezeu din partea ta? Că e nedrept? Da! Spune asta! O, Dumnezeule, de ce această inconsecvență? Îl aveai pe om. Ți-ai dat multă osteneală ca să instalezi pe pământ ființa echipată pentru bătălia ta. Era locuitorul perfect pentru acest scop. L-ai cântărit exact ca să nu fie inegal în nici unul din rolurile lui. Era de ajuns ca să fie demn de tine. Să-l înzestrezi cu fațetele pe care le-ai dăruit, fără zgârcenie albinii, cu acea ureche cu pereți pe care i-ai dat-o porumbelului, cu acel instinct de care dispune orice miel în fața lupului și furtunii. Dar toate astea i le-ai refuzat. Ai plasat împuternicirea prevederii și forței tale asupra unui însoțitor slab și lipsit de hotărâre, asupra femeii. Ea stă lângă om. Ea poartă asupra ei toate armele adevărate ale omului, dar nu poate să îi le ia înapoi. Și iată cuplul omenesc. Un bărbat capabil de orice, dar care nu are arme. O femeie care le are pe toate și care, fiind copilăroasă și nebună, se izbește de ele, rănindu-se fără folos și fără glorie. Jean, ți-am mai oferit una. Ura. O, Doamne. Și Ruth se pregătește să-ți mai ofere una. Afecțiune. Dar amândouă sunt arme prea grele pentru un bărbat. Elia, eu te asigur că... De ce vrei să o asiguri? Că nu te gândești decât la Jean. Tot ce se poate spune este că ai luptat împotriva dorinței tale și că lupți. Dar, îngerule, fidelitatea ei este mai rea decât o trădare. Remușcarea, mila, o fac să mă trateze exact cum l-ar trata pe Jean. Oh. Nu mai pot! Nu mai poți! Nu mai pot! Nu mai poți pentru că o iubești pe Lia! Și Jacques m-a așezat într-o formă al ei și mă ține ferecat în ea și mă supraveghează. O, Doamne, iată cuplul omenesc. Un bărbat care e soțul tuturor nevestelor celorlalți, o femeie care e soția tuturor bărbaților celorlalte cupluri. A trebuit ca îngerul să pună întrebarea. E datoria noastră să o rezolvăm. Ești de acord, nu-i așa, îngerule? Unde vrei să ajungi? La soluția dumitale. Vrei să fiu soția ta, Jacques? Lia! Te admir, Lia. Să trăiesc cu tine este o răsplată pe care nu o merit. Atunci ai o șansă. Îngerul îți va spune că pe pământ nu ai niciodată răsplata pe care o meriți. Și lui Ruth îi surâde o șansă. Dacă este cineva pe care nu l-a meritat, acela este Jean. Lia! Jean este mare, Ruth este mică.
Jean are un suflet mare, Ruth nu are deloc. Da, da, da. Jean vorbește o limbă frumoasă, fără cuvinte abstracte și fără adjective. Ruth nu numai că este mincinoasă, dar vorba ei este falsă. Lia, încetează! Lasă-mă, Ruth! Odată în viață, printr-un miracol, suntem în stare să vorbim așa cum vorbim, să acționăm așa cum vom acționa. Nu-l meriți pe Jean, deci va fi al tău. Ah, vrei să acționezi? Asta pregătești. Datorită uneia din acele arme pe care n-o s-o ai niciodată. Consecvența. Și înțelegi atunci prezența îngerului. Vine să sanctifice schimbul, nu-i așa? Nu. E atunci cu atât mai rău. Eu m-am hotărât, Jean, în mod iremediabil te părăsesc pentru Jacques. Ești gata, Jacques? Da. Te iubesc, Lia. Am să fac ce vrei tu. Ce vreau eu? Da, da. Ce vreau eu? Da, da, da. Atunci mi-am găsit un stăpân pe măsură. Plecați! Plecați! Lăsați-mă singur cu Lia. Rămâi, Lia. Nu, sunt în întârziere. Ceasul a bătut. Am să fiu pedepsită. Nu ești sigură de tine? Fugi? Dumnezeu pretinde un divorț real, Lia, și care să fie pledat până la capăt. Prea bine. O să-l aibă. Adio, Jean. Mă părăsești? Cu adevărat? Nu te părăsesc. Zbor de lângă tine. Sunt atrasă în afara ta. Înțeleg, înțeleg. Îl iubești pe Jacques? Am să-l iubesc, da. Nu vei pleca. Dacă aș fi murit iubindu-te, m-ai fi lăsat să plec. Ai fi fost întristat, ușurat și te-ai fi însurat cu Ruth. Pleci pentru că o iubesc pe Ruth? Nu mă sacrific plecând și nu vreau să te sacrifici păstrându-mă lângă Lia, tine. Lia, Lia, e înnebunit. Sunt extra lucidă cel mult. Nu am norocul bărbaților sau al cailor care se învârtesc în jurul unui puț. Odată legați la ochi, nu se mai opresc. Și ești crudă. Nu te înșela în ce privește suferința ta. Singurii bărbați care suferă sunt invalizii. Ei suferă pentru că le lipsește un membru. Tu suferi pentru o dragoste pe care nu o mai ai. Și este nesuferită și urâtă sub chipul tău splendid. Nu-mi spui nimic nou, dragul meu. Am o oglindă. Lia, n-ai să pleci cu Jacques. Din cauza lui Jacques? Puțin îmi pasă de Jacques, el sau un altul. Atunci de ce aș rămâne? Pentru că-ți poruncesc. Într-adevăr, glasul tău e puternic, dar nu ordoni. Nu mai ai imperiu, dragul meu. Tu ordoni pe socoteala altora. Și cu acești alții s-a terminat. Am rupt orice legătură. Care alții? Cine are dreptul să te rețină dacă nu casa asta? Nu fug de tine, dragul meu. Pur și simplu nu te mai cunosc, nu te mai văd. Și îl vezi pe Jacques în relief și în culori? Nu pot să maschez acel gol decât cu un bărbat. Jacques este exact de talia ta. Lia, hai, dă mâna. Ești înzestrată cu acel grai pe care Dumnezeu îl împrumută tuturor femeilor, chiar și celor bâlbuite în ziua divorțului. Hai, Lia, hai, Lia, încălzește. Dă mâna ta. Nu, nu. Trupul meu e certat cu tine. Acum o oră îmi aparțineai în întregime. Dacă mă atingi cu vârful degetelor, să știi că țip. Lia, micuța mea Lia, Dumnezeu a vrut să facă din noi un cuplu. Cunoști vreo femeie sau vreun bărbat atât de limpede aleși într-o înțelegere și armonie? Doamne. Am fost copiați după conturul primului cuplu și în toate detaliile. Pentru aceasta am sacrificat toanele pe care le aveam cu tine, pica pe care ți-o purtam, divagațiile mele, în favoarea acestei voluptăți a perechii desăvârșite. Chiar dacă prima dragoste s-a liniștit, Dumnezeu privește lumea prin optica acestor cupluri, o justifică și o înțelege. Fiindcă nu ne mai iubim. Știu și eu, tu spui asta.
Dar dacă spui așa pentru că dragostea ta a dispărut sau fiindcă a devenit de mii de ori mai exigentă și mai puternică, nu sunt eu acela care poate să o ghicească. Noi am fost întotdeauna departe, trebuie să recunoști și tu. Viața este pentru tine o paradă în care cuplurile defilează ținându-se de mână. Ele pot să se strâmbe pe furiș sub zâmbetul lor. Dumnezeu trebuie păcălit în ceea ce privește făpturile sale. Omenirea se urăște, se înjosește, se otrăvește. Dar dacă un atelaj uman circulă cu noblețe pe promenade, în piețe sau la baluri, și dacă poate fi cel al unui bărbat și al unei femei care se urăsc sau se sacrifică, atunci trebuie să te înclini. Aceasta este masca umanității în ochii creatorului său. Păpușile lui Dumnezeu. Blestemat să fie cel care se atinge de ele. Doamnă, iată titlul pe care soții sătui catadixesc să-l ofere lacomei lor soții. Eu nu accept. Lia, îți ofer o viață nobilă. O, Doamne, 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 acesta e viciul suprem al bărbaților, să continue gesturile automatului pe care l-ai pus în Adam. Dragostea este nobilă nu atunci când desemnează două ființe pentru un cuplu ideal, ci atunci când le zopește și le transformă în praf, când nu face din ele decât un singur trup. Atâta timp cât te-am iubit, atâta timp cât eram topită în tine, am acceptat. Am gustat totul. Din ziua groaznică zi, când într-o dimineață, în timp ce îmi făceam unghiile, am văzut mâna mea ieșind din tine, mai întâi singură, și în ziua următoare, mai îngrozitoare, în oglindă, ca un spectru, am înțeles că totul s-a sfârșit și că totul nu mai era decât un faliment. Cuplul nostru este diform, dragul meu. Umbra lui însăși este monstruoasă. Te rog să nu mă atingi. Te rog. Bărbații chiar trebuie să fie convențional și în asemenea clipe? Eu nu sunt bărbat, sunt Jean. Nu văd diferența. Te rog să nu mă atingi. Am mai jucat de 20 de ori scena asta, dar ca scenă mută. Și la cuvântul Lia, care o încheia, cedam, fără onoare, fără veselie, chiar și fără plăcere. Și noaptea aveam remușcări îngrozitoare. Înșelam pe cineva, da, îl înșelam pe Dumnezeu. Astăzi am avut dreptate sau nu să vorbim, dar s-a terminat. Lia! Dragul meu, ești un soț care nu mai este iubit. Trebuie să te așezi la rând în spatele tuturor bărbaților. Lia, sărută-mă! Dăm drumul sau o chem pe Rut? Bine, cheamă pe Rut. Hai să mă sărut. Ți-am spus să mă lași în pace. Te implor, te implor, Jean. Te rog, lasă-mă în pace. Lia. Jacques! Îl chem pe Jacques? Da, dar pe tine te vreau. Să plecăm, Rut. Hai. Ce de vorbe. Tu ai pierdut tăcerea cum alții își pierd vocea. Este o zi care nu pare să fie bună, Lia. Care? Cea în care femeia vorbește? Cea în care își spune cu voce tare și în fața altora monologul său interior. Este cea mai mare nuditate. Odată, mai de mult, am auzit femeia vorbăreață. A doua zi a fost potop. Uite! Atâta apă ca să astupi o voce atât de slabă. Nu era acoperită. Sub ape ea discuta. Dumnezeu nu o asculta decât pe ea. Taci! Nu mai am decât un cuvânt de spus pe lumea asta. Te iubesc. Îl părăsești într-adevăr pe Jean pentru Jacques? Am făcut schimbul, da. Acest pas de cadril între cuplurile din Sodoma nu este o figură inspirată de voi? Dumnezeu îngăduie cuplurilor sterile să se despartă. Între al nostru nu se năștea decât o lene în suflet. Ce se va mai naște acum? Dezgustul? Nu, călătoriile. Marile golfuri are blândei plăceri, insulele înțelegerii. Nu le poți revedea decât cu o dragoste nouă. Nu-l iubești pe Jacques? El mă iubește.
am dragostea lui. Posed corabia. Femeile au iubit întotdeauna mai mult corabia decât pe conducător. Nu mă minți. De ce această sinucidere? Nu vezi în clipa aceasta golful blândei plăceri pe care te-ai plimbat în seara logodnei? Nu, nu-l văd. Încetează cu predicile. Singurul lucru pe care vreau să-l știu este dacă sunt prima femeie pe care o vezi pe pământ. Așadar renunți. Viața e viața ta. Te numești materie și putregai? Dar mă numesc femeie, mă numesc iubire. Nu te apropia. Nici o ființă omenească nu a atins până acum vreun înger. Ah, da, 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 nici o muritoare, știu. Dar sunt multe de spus în această privință. Despre ce n-ai găsi multe de spus? Despre prostia și nefericirea omului. Poftim, le accept. Și despre gloria și politețea și moartea și tot ce dă gust amar condiției umane. Dar eu n-am vorbit niciodată decât de dorința mea de a avea drept tovarăș o altă ființă decât un bărbat. Un înger? Un înger, de ce nu? Cel puțin un înger. Un îngeraș căruia să-i placă să meargă pe jos cum îți place ție. Sau chiar un înger care a căzut de sus cu genunchii îndoiți. Nu bate câmpii, nu mai amesteca josnic cerul cu pământul. Oare nu tu le amesteci venind aici? Locuitorii pământului sunt despărțiți de cer de un geam teribil. Crezi că nu aș fi simțit satisfăcută de un singur bărbat? Să-l ating doar. Să-l pipă este tot ce am cerut. Și Dumnezeu știe cât am zgâriat la geamul lui Jean. Este intact, așa cum va fi și geamul lui Jacques. Singurul lucru pe care l-am de la primul, singurul lucru pe care îl voi avea de la celălalt, este doar numele lor. Fără numele lor n-ar fi fost decât fantome. Tu nu ai nume și parcă întregul meu trup te cheamă. Nu fi supărat dacă nu am trup și pipăit decât pentru cer. Sărmană Lia, de unde știi că ceea ce te atrage la mine nu este decât această biată formă pe care am luat-o de la oameni? Nu, 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 sigur nu. Pentru ultima dată, între cei doi pe care l-ai ales? Pe tine. Așa sunt femeile. Am obținut vocea omenească pentru a vorbi și deja toate capcanele sunt pregătite ca pentru un bărbat. Și îmi va spune că n-ai iubit niciodată. Niciodată. Niciodată afară de tine. Făptură nechipzuită. Și o să mă întrebe, așa cum fac femeile, dacă îmi place sau nu îmi place. Îți plac. Da. Și pentru prima oară sunt bucuroasă că plac. Se încinge și e sinceră. Niciodată nu a fost așa de frumoasă. Și știe că insultă cerul prin rugămintea ei. Dar viclenia cochetăriei feminine este prea puternică. A pornit. Nimic nu o poate opri. Dar nu trebuie să te ating. Nu mai am în fața dumitale nici mâini, nici sâni, nici buze. Rugămintea mea nu cer decât lumina ta. Nu dragostea ta mă jignește, ci frauda ta. Tot devotamentul tău este momeală. Propunerea ta lăcomie. Vrei o victimă. Tu vrei să existe în sfârșit pe pământ o adevărată căsătorie? Mă vrei? Da? Sau nu? Pui condiții celui ce vine să te salveze. Nu există decât un singur mijloc de a mă salva. Crezi că nu știu ce va fi viața mea cu Jacques? Nume nou, ecou vechi. Salvează-mă. Vei pleca imediat la Segor. E locuit de oameni drepți. Cu dumneata? Singură. Atunci rămân cu Jacques. O, Doamne, ai dreptate. Fierul, focul, smoala sunt singurele leacuri pentru această lume. Iată-mă acum răscumpărarea lui Jacques. În fine ai priceput? E foarte firească naivitatea la un înger. Jacques este cu totul slab, nehotărât, neștiutor. Este brutal noaptea.
Te conjur cel puțin să aștepți. Va veni un altul. Ori tu, ori el. Îngerul sau animalul? Cerul îmi forțează mâna. Eu alesesem îngerul. Numele tău e falsitate, Lia. Cel al cerului e mai rău. Este încăpățânare. Ne va duce la pierzanie. Îngerule, îngerule, pleacă. Cum să plec fără dumneata? E imposibil. Jacques! Jacques! M-ai chemat, Lia? Da. Da, din toate puterile, da. Vino. Tu ești grădinarul? Spre a-l sluji pe Dumnezeu, da. Pentru a-l sluji pe Dumnezeu. Mulțumesc. Atunci ascultă. O să vedem dacă ești un bun grădinar al lui Dumnezeu. Trebuie ca garoafele tale să miroasă a moarte, cedrii tăi să fluiere fără să fie vânt și toți trandafirii tăi să fie negri. Negri? Ce s-a întâmplat, micuțule grădinar? Ai vrea să salvezi unul? Ca să-l slujesc pe Dumnezeu, da. Unul singur. Ne-am înțeles. Păstrează un trandafir roșu. Ce să fac cu acest trandafir? Cum de m-am gândit să cer îngerului ca un trandafir să supraviețuiască în această grădină moartă? Ce mai cu seamă cum de mi-a dat în minte să-l culeg? Ultimul trandafir de pe lume nu se pune într-un vas și nici într-un ierbar, nici la butonieră. Acest trandafir va dăinui cât vom trăi și noi. Prima floare dintre florile mele pe care nu o voi vedea veștejită. Mânia lui Dumnezeu preschimbă trandafirul meu în imortel. Așa se întâmplă întotdeauna. Este prima dată când viața trandafirului este simbolul vieții omenești. Viața omenească este în câștig. Cu trandafirul eu port voința lui Dumnezeu sau blestemul lui Dumnezeu. El este cel care poate ști. Mie îmi revine să-l port. Și de altfel este ușor. Te adaptezi după primul minut. Vezi cu adevărat că rostul omului nu este să omoare miei sau să spargă pietre, ci să umble cu un trandafir în mână. I-am înfipt în degetul arătător țepile tulpinii și stă foarte bine. Picătura de sânge care curge are culoarea lui. Iată de ce îngerul a vrut ca el să fie roșu. Și ceea ce trebuie să înțeleg despre misiunea mea devine astfel foarte clar. Devine o promisiune. A fi în acest haos în care sângele oamenilor va curge în răni, acela din care el țâșnește într-o floare, într-un parfum. Nu e așa că e frumos? Sfârșitul lumii! Pentru mine este sfârșitul zilei petrecute cu tine. E îngrozitor. Dumnezeule, dar ce curios. Nu știu ce are aerul astăzi. Sau poate că Dumnezeu, ca o ultimă pedeapsă sau ca un ultim dar, dublează percepția simțurilor noastre. Panică! Rut, vină lângă mine. Vino să-i vezi pe oameni cu cea mai mare inteligență a lor, cu frica lor, cu cea mai mare generozitate a lor, fuga. Și mie mi-e frică. Da, sfârșitul lui
ta? Este oare bine spus? Da. Să spunem mai bine că Dumnezeu scutește astăzi lumea de ipocriziile ei. Adevărul ei este această dezlănțuire, acest vuiet, aceste incendii. Doamne, sunt riscurile noastre. Tu ai ținut să mă aduci din nou aici, da. Ruth. Hai, hai, Ruth, profită. Te-am adus aici ca să scăpăm, să scap, ca să te înapoiezi, Lia. Lia, Lia, nu va veni. Uite, ai destul timp să vezi spectacolul. Ba da, va veni, va veni. Nu o cunosc, dar îl cunosc pe Jacques. Ea va veni. Doamne, să mor din pricina sfârșitului lumii și alături de cel pe care îl iubești este o ocazie. Atunci, scapă-mă. Părăsindu-te? O, dragul meu, Jean, nemai părăsind-o pe Lia, sufletul meu. Toate vorbele drăgăstoase cu care o femeie vrea să-și reține amantul, vrei să mi le spui ca să plec? Da, sunt un om viu, Jean, atâta tot. Decât să mor, Jean, prefer orice, să te reneg, să te pierd. De ce mă obligi să-mi mărturisesc lașitatea? Ești tot ce iubesc mai mult. Dar de când acea voce, noaptea, a strigat că doar un cuplu perfect poate salva Sodoma, m-am gândit că, de fapt, Dumnezeu se gândea la al vostru. Oh. Jean, tu ești tot ce am iubit mai mult. Am făcut orice de la chemarea aceea pentru ca să mă părăsești tu însuți. De ce nu ai fugit, a? Nu pentru că mă preferai, nu, nu, mărturisește. Tu preferai moartea. Era mai simplu. Lia a ghicit acest lucru. De aceea nici nu vine. Ruth, mă simțeam bine lângă tine. Să nu crezi asta? Cerul e la pândă. Ne condamn pe toți. Tu nu mă iubești. Mă disprețuiești. Ruth, draga mea, hai, vină lângă mine. Ușa. Vezi bine că cerul ne poruncește să-i recităm în această apoteoză cântarea cântărilor pentru falsul cuplu. Nu te va asculta. Spui asta din orgoliu. Cântarea cântărilor spusă de femeia mincinoasă. Dar pentru mine n-ai fost decât sinceritate. Unde vrei să ajungi? Iată unde. Am părăsit femeia pe care timp de 5 ani am adorat-o, pentru că sinceritatea ei îmi părea o minciună a lui Dumnezeu. Lângă tine, mica mea amantă de-o zi, am găsit în sfârșit adevărul și calmul lui. Iată bilanțul schimbului. De ce te minți singur? Ca și cum n-ai ști că femeile false, femeile egoiste, da, femeile dezlănțuite sunt cele care se apropie cel mai mult de adevăr, da, de afecțiune, de virtute în aventurile lor impure. Rezerva, pasiunea, credința, iată ce ți-am dat. Dar nu mai mult. Tot ce nu i-ai dat soțului tău. Da, exact. Îți mulțumesc. Și cum aș fi putut să-i le dau? Nu-l am. Soții nu-și dau decât ceea ce ei sunt cu adevărat. De aceea schimbul a fost pentru voi doi, care sunteți mari, un calcul fără profit. Dar de altfel totul s-a sfârșit. Cheamă pe Lia, Jean. Hai, salvează-ne. Orașul nu mai are decât această scăpare. Toți profeții, toate ecourile o spun în gura mare. Nu-i vei crede? Vreau să-i cred. Poate că Lia și cu mine nu trebuie decât să ne luăm de braț și să strigăm prezent. Da. Eu unul nu pot să o fac. De ce? De ce? Nu mă mai simt ca făcând parte din această lume care e pe cale să moară. Strig absent din toată ființa mea. Jean. Și Lia strigă același cuvânt din toată absența ei. Nu. De la discuția pe care a dezlănțuit-o ieri, nu ne vom mai vedea niciodată pentru a ne întâlni. O să vină. Și pentru a ne confrunta. O să vină. Ascultă. Strigă. Jean, Ruth,
Veniți, veniți să-i vedeți pe Samson și Dalila. Sunt aici, da, suntem salvați. Iată singurul cuplu fericit, da. Singurul adevărat. Ce cuplu, fetelor. Niște curieri i-au ajuns din urmă prin apropiere. Auziseră profeția, se întorceau din proprie inițiativă. Da, îi escortăm până la Sodoma. Era și timpul, pământul fierbe acolo, așa încât nici nu te mai poți gândi să fugi. Dar cum ați putut veni? Suntem trei sau patru, da, care nu simțim, da, căldura. A. Facem pe mesagerele. Bujan, e oribil, e oribil. Toate animalele au căzut deja și ard, ard. Afară de unul, un cal care are și el copitele insensibile și galopează prin oraș. Ce noroc! Dalila vorbește cu Lia. Ne va ține tuturor o lecție despre căsătorie. Ruth, da, Jean. Dăm din nou mâna. S-a găsit cuplul perfect. Oribil. Ascultă, Jean, ascultă. Eu l-am ales pe cel mai puternic, pe Samson. Numele lui se potrivește cu al dumitale. Un bărbat reprezintă înainte de toate puterea. M-am născut fricoasă, ca toate femeile. Dar în fața șoarecilor și a țânțarilor nu mă simt în siguranță decât în prezența unui bărbat care sugrumă pantera cu două degete. Și toate sunteți ca mine. Nu vă simțiți în siguranță în fața pârâului decât dacă bărbatul vostru poate să zăgăzuiască râuri. În fața frunzei de plop tremurătoare decât dacă poate cu un bobârnac să scoată din rădăcini un stejar. Samson le poate face pe toate cu ușurință. Nu mai mi-e frică de scâncetul de copii, căci Samson a ucis deja cam 2000 de adulți. Jean nu a ucis încă pe nimeni, mi s-a spus. Oh, nu. Încă pe nimeni. El omoară cu precizie muștele și șobolanii. Da, se spune că este inteligent, savant. Știe să deseneze semne, știe să le citească. Da, chiar și inventează. Eu l-am ales pe cel mai prost. Vreau să spun pe cel mai simplu. Un bărbat inteligent este un judecător care te confruntă cu toate celelalte femei. Și mai ales cu toate femeile care ai fost pe rând. Este spionul amintirilor, sentinela viitorului. Sub ochii lui, fiecare femeie se simte vinovată că trăiește. Sub ochii lui Samson, mă simt de platină. Ce face Jean? Are timp liber. Se ocupă de mine. Eu l-am ales pe cel mai ocupat. Pe cel care îmi lasă cel mai mult timp în care să fiu singură cu trupul meu și să-l țin sub controlul meu. Un bărbat care te plimbă, te face să-ți distragi atenția de la tine însuți. Samson este chemat acolo unde cineva se răzbună, acolo unde se ucide. Lui Jean îi plăcuseră destul de mult femeile, se povestește. E, așa spun femeile. Eu l-am ales pe cel care nu a cunoscut vreo altă femeie. Mă înțelegeam foarte bine cu mama lui. Mi l-a transferat. Cum ar putea să-mi fie necredincios? De altfel, sunt atentă să-i vorbesc mereu de inamicii lui personali la feminin, da? Orice femeie a devenit astfel pentru el simbolul și a împrumutat sexul unei nedreptăți. Cu excepția soției lui, care este farmecul, strălucirea, prestigiul. Cunoști un cuvânt la masculin care să însemne candoare? În afară de Dalila. Cum arată? Genul pe care îl detest. Dar asta nu este un defect. Dimpotrivă, Samson a fost creat să asculte în fiecare secundă. Când Dumnezeu tace, vorbește Dalila. Da, și de altfel, când Dumnezeu vorbește, Dalila explică. Pentru că și-au neglijat rolul de intermediar între om și restul lumii, celelalte femei nu reușesc să găsească partea cea mai bună a soților lor. Dacă soția nu îi traduce soțului pornirile naturii, ale inspirației sau ale cerului, el le află fără ajutorul ei. Adică o elimină. Iată sfaturile mele, Lia. Vezi bine ce simple sunt. Nu mai vedeți și altele, zău? Niciun altul. Afară de faptul că eu l-am ales pe cel mai bogat, cel mai celebru, cel mai puțin vorbăreț și cel care doarme cel mai bine.
Numai că vorbește noaptea cu vorbe pe care nu le înțeleg, pe care nimeni altul nu le înțelege. Acesta este cuplul fericirii. În plus, în timpurile astea grele, Samson este cea mai bună asigurare împotriva mâniei și trăznetului lui Dumnezeu. De îndată ce mânia cerului devine amenințătoare, îl îmbrățișez pe Samson și sunt salvată. Lia, e îngrozitor. Suntem pierdute. Olia, ne vom căsători și noi astfel? Ce vor fetele astea? Noi suntem cârpele murdare și șoarecii de care doar Samson te apără. Dalila! Ce făceai, Samson? Suntem în întârziere. Priveam armele lui Jean. Buzduganele, cel puțin, sunt minunate, ușoare ca fulgerul. Jean are aceleași gusturi ca mine. Armele ușoare, bijuteriile grele. Dar nu este timp să hoinărim. Sodoma ne așteaptă. Și dumneata, nefericite Samson, ce ai ales? Da? Eu am ales dragostea și sinceritatea, sânul și ochiul Dalilei. Am ales generozitatea, mâna și inima Dalilei. Am ales mila față de oameni, obrazul pe care curg lacrimile Dalilei. Ai ales nevăstuica și vipera. Doamne, fă să moară Samson sub ochii noștri ca să vedem durerea văduvei lui. Dalila, ce ne mai pasă nouă de Sodoma? Samson! Nebunelor, ce-ați făcut? A murit! Nu-i mai bate inima! Tu, Iudit! Da! Ridică-i capul! Da! Salome, adu oțet și un burete. Priviți-o, parcă ar fi patronul unui boxer. Nu-i nimic, Samson. Tu mă stai de aici, lângă inimă. O să treacă, Samson. A fost pumnul lui Dumnezeu. Ce femeie, n-a părăsit decât forțată meciul cu Dumnezeu. Tu mângâie-l pe frunte, în timp ce eu îi frec picioarele. Ce mâini plăcute pe fruntea mea. Sunt cele ale Dalilei, dragule. Mincinoasă, își vine în fire. Ce suflare pe obrajii mei. Suflul Dalilei, iubitule. Ce parfum este ăsta? E cel mai plăcut pe care l-am mirosit vreodată. Este parfumul meu de la Segor. Și acum ridică-te. Te simți mai bine, nu? Eram în repaus. Brațele morții, prostule. L-a sculat din moartea lui Dumnezeu. Iată puterea unei soții care nu-și iubește soțul. Eu am ales. Când o să vrea să-l omoare, n-o să aibă nevoie de ajutor. Să plecăm de la nebunele astea. Adio, Lia. Adio. Vino, frumusețea mea. Vin, puterea mea. Te caută Jean. Ce vrea? Tocmai spunea că ești nevasta lui și că rămâi nevasta lui. Lia. Da. Timpul trece. Știi de ce suntem aici? Știu bine. Știu ce spune prorocirea. Un singur cuplu adevărat poate salva Sodoma. Samson și Dalila n-au reușit. Este rândul Liei și al lui Jean. Dacă nu, totul moare. Ruth moare, fetele astea mor. Asta e profeția. Tu nu crezi în ea? Ba, cred. Și de aceea sunt disperată. Răul e fără leac. Întrebarea pe care și-o pune Dumnezeu nu privește Sodoma și Gomora, ci pe Jean și pe Lia. Vrea să vadă cum arată oare acest cuplu omenesc pe care l-a creat pentru moarte. Este șantajul lui. Ne torturează ca să ne smulgă acest secret care-i scapă. Ce secret? Secretul acestei proaste alcătuiri. Viciul cuplului pe care a vrut să-l facă cel mai credincios, cel mai sănătos. El este ca noi, nu pricepe. De ce mă cert cu singurul om care mi oferă înțelegerea lui? De ce îl urăsc pe singurul om pe care îl iubesc? Tu înțelegi mai bine, Jean? Nu înțeleg. Pe tine te admir mai mult decât orice pe lume, Lia. Și rezultatul este că sunt descurajat. Tu ești ceea ce iubesc mai presus de orice. Și dragostea pentru tine nu mi-inspiră decât ce mi-ar inspira dezgustul față de alta.
Îl prefer pe înger, nu-i așa? Îl prefer pe înger. Nu am îndrăznit să-i o mărturisesc așa cum ai făcut-o tu. Ei, faci rău că te sfiești. A refuzat femeia. Bărbatul are șanse. Pot să aștept. Am găsit în rut un colț de înger. Ia, ascultă-mă. Hai, salvează-ne. Ia-l pe Jean de mână. Așa vrea Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea, e destul de puternic ca să obțină ce vrea fără încuviințarea noastră. Are centuri care pot strânge două ființe. Sfârșitul lumii nu e doar un decor. Un detaliu de decor pentru sfârșitul lumii. Atunci pleacă. Doamne, privește-l. Își mimează plecarea. Lia! Cine e? Eu sunt îngerul. Mă așteptam la mai rău. Mi se pare că te gândești mai mult la satisfacțiile tale când săvârșești fapte de seamă. Că mai ales nu mă împotrivesc. Sunt zăpada care se topește, rugul în flăcări. Bravo! Așa, acolo unde se termină refuzul total, începe eroismul. Nu înțeleg. Ți-am cerut vreodată să înțelegi? Întoarce-te la Jean. Să asculți porunca cerului care-ți vorbește precum o soacră. Nu văd ce sens ar avea. Îndepărtează-l pe Jean timp de câteva luni. Timp de câțiva ani, te rog. Ia, nu este vorba de ani, ci de secunde. Grăbește-te și nu te încăpățâna. Dumnezeu și-a întors privirile ultima dată când l-am sărutat pe Jean. Și le va reîntoarce odată cu sărutul de împăcare? Nu va fi văzut nimic între timp? Pentru a fi curtenitori față de Dumnezeu, trebuie să ne mimăm datoria. Nu ne va urâ oare și mai tare din cauza ipocriziei noastre? Atunci când omul lasă gestului misiunea pe care spiritul său o reneagă, el nu o abjură, o trece în sarcina slujitorului său, așa cum își dă viața în seama trupului său în timpul somnului. Atunci, de ce nu în locul potopurilor și incendiilor, un mare somn al lumii? Nu m-aș împotrivi să dorm la picioarele dumitale de veci. Somnul omului n-a fost niciodată decât un paliativ. Dacă accept să-l revăd pe Jean, știi de ce? Din slăbiciune și lașitate. Nu prefer forța la cei pe care i-ai ales? Nu, fii lașă, îți mulțumesc, Lia. Și din curiozitate, poate. Și pentru scandal. Ca să văd pe el urmele lui Rut. Fii și scandalul, mulțumesc, Lia. Știm dragoste pentru tine. Știi asta. E șantajul tău. Mulțumesc, Lia. Și din îndoiala față de Dumnezeu. Din dispreț față de Dumnezeu. Îți mulțumesc în numele lui, Lia. Atunci ne-am înțeles. Să vină Jean. Dar dacă Dumnezeu vede la lumina fulgerului că-l scuip pe Jean în obraz și dacă-l sărut noaptea, dumneata vei fi răspunzător. Și asta îl va învăța să țină mai mult la cuplu decât la zidirea lui. Dar înțelege odată, Lia, n-a fost nici când o zidire. N-a fost întotdeauna decât cuplul. În Sodoma nu mai e nici unul al vostru. Încă mai strălucește ca focul stelelor moarte. Cunosc cuplul mai bine decât dumneata. Îl cunosc din miezul lui, nu după aparență. E steril, să știi. Steril ca izvorul dublu, steril ca trandafirul dublu. Lia, de sus noi vedem mai cu seamă deșertul care ocupă trei sferturi din lume. Dar cuplul care înaintează îl schimbă în oază și în câmp. Și eu am vrut să-mi închipui așa cuplul nostru. Doamne, ce decepție! Nu, ce înfrângere. Nu trebuia să-ți închipui soția sau soțul. El există, ea există. Asta e tot. Inima este uscată, iubite înger. Nefericirea este cel mai bun mijloc pe care l-a găsit Dumnezeu pentru a lua sufletelor bune generozitatea, sufletelor frumoase fericirea, sufletelor sensibile milă. Spune-mi să-l omor pe Jean și voi încerca. Spune-mi să mă omor. Aș prefera.
Acel celebru cuplu drept care poate salva Sodoma există prin Abraham și Sara. Ascultă-mă, fii complicele nostru. E un complot împotriva lui Dumnezeu. Am vrea ca el să salveze lumea prin Lia și nu prin Abraham. Dacă vrei. Dar nu mai dau nimic pe gratis. Vreau o răsplată. O vei avea. Dumnezeu ți-o pregătește. Fără folos, cu siguranță. N-a știut niciodată de ce am nevoie. N-ai să mai fii niciodată fericită. Îți mulțumesc, îngere. Și te voi uita. Te-am și uitat. Și tu mă vei uita. Nu. Am să uit totul în afară de tine. Mă voi uita încă din seara asta. Foarte bine. Să vină Jean. A și venit. Iartă-mă, Jean. De ce să te iert? Că te-am iubit, că te-am urât, că te-am părăsit. Cerul și cu mine cere mult mai puțin. Bănuiesc. Am fost întotdeauna mai exigentă decât voi doi. Dar simt că sunt incapabilă să-mi reîncep viața altfel decât prin dragoste. Dragostea noastră? Există oare? Poate că nu. Dar dragostea există. Poate că nu te mai iubesc, dar ai chipul celui pe care l-am iubit. Jean, adormi în seara asta în brațele mele și să reîncepem viața printr-o deșteptare. Asta e tot ce ai învățat de la Jacques? Da, asta m-a învățat Jacques. Dumnezeu a propus acest schimb ca să ne răpească orgoliul. Nu mai suntem cuplul său de reclamă, suntem niște bieți soți care au greșit. Dar și ca să mă învețe că nu există pe lume decât cel pe care l-am iubit. Că ceilalți bărbați nu sunt decât un ecou. Ruth m-a învățat că orice femeie valorează cât orice femeie. Te iubeam. Și acele zile petrecute cu Ruth au fost o reușită, un triumf. De aceea am părăsit-o. Țineam să păstrez în mine amintirea primei mele fericiri. Da. S-a sfârșit. Adio. Lia, am pălăvrăgit destul. Nu mai avem timp. Avem lucruri mai importante de făcut decât să ne ocupăm de noi. Ești de acord? Îmi place foarte mult omul agitându-se înainte de sfârșitul lumii. Nu știu ce ți-a spus îngerul tău. Poate că să fim aici, unul lângă celălalt, ca stăpânul și stăpâna casei când sosesc musafirii. Invitații sunt ciuma, focul, prăpădul. Și acești îngeri, acești profeți care spun că în acest fel vom salva orașul, divaghează fără îndoială. Și toți oamenii din Sodoma pot să moară. Dar din moment ce este vorba de pedeapsă dumnezeiască, de sfârșitul lumii, țin să le primesc în ușa casei cu soția mea alături de mine. Ce dezarmat și banal este bărbatul în fața datoriei. Nevasta ta vine la tine cerșetoare, sfârtecată și adulteră. Și asta e tot ce găsești să-i ceri. Să pozeze cu tine pentru tabloul care va arăta generațiilor pe Lia și pe Jean primind moartea. Iată ce vrei să fii, un portret de familie. Poza nu o să te obosească. Mă tem că va fi scurtă. Femeia scufundându-se și topindu-se în haos și bărbatul arătând cum strălucește în propria lui identitate. Te înșeli. Nu țin ca în fața catastrofei să dau creatorului una din acele lecții copilărești cu care ne plictisește istoria. Dar am nevoie să nu fiu singur ca să-l văd pornind la asalt pe Dumnezeu împotriva mea și-și cer în numele meu, nu al lui, să rămâi. De ce eu? De ce nu Ruth? De ce nu Judith? Pentru că prima soție comandă pentru bărbat. Dimensiunea lumii. Nu mor bine decât alături de ea. Când moartea va veni, nu vreau să mor cu ceea ce am iubit, ci cu ceea ce iubesc. Dar cine ți interzice să mă iubești? De ce această ceartă nebunească începând de ieri? Catastrofa se întâmplă cu o zi prea târziu, nu-i așa?
În ipocrizia ta ai fi preferat ca moartea să vină înainte de adevăr. Un mic efort de 30-40 de ani, chiar fără aceste povești despre Sodoma, și ieșai învingător. Eu am mizat pe adevăr și începând de ieri câștig. Catastrofa ți-a dat din nou încredere. Cu ajutorul ei vrei să arunci din nou un văl asupra discordiei noastre. Dar nu mai sunt dispusă. Lia, mă iubești? Dacă te iubesc. Da, te-am iubit. Sau mai bine zis, am crezut că am găsit în tine bărbatul despre care ni se vorbește în leagăn. Dar acest bărbat nu există, eu nu l-am văzut niciodată. Poate că a fost o greșeală la botez și că tu ești bărbatul, iar bărbatul este femeia. Ar fi destul o rectificare. Ha, Lia, crezi că smulgând masca de pe chipul ființei umane îi smulgi fața? Îți cunosc chipul și masca. Și tu? Tu nu ai mască. Te crezi iubitoare și netedă? Cred în mine. Am asupra ta acest avantaj. În sfârșit, ești mai bărbat decât credeam. Pe un pământ sterp vrei să reconstruiești pentru o seară casa noastră care să aibă chipul unei case perfecte. Așa cum ai spus, sunt un om. Am nevoie de o clipă de odihnă omenească înainte de odihna veșnică. Eu sunt o femeie. Odihna veșnică mă va cuprinde vie. Ești o povară. Ești obiceiul, prejudecata. Te încrâncenezi o viață întreagă asupra unei nefericite idei ce ți-a venit într-o seară. Ești de o fidelitate înnebunitoare. Da? Nu sunt mincinoasă? Tu nu ești mincinoasă. Gura ta e mereu mincinoasă. Niciodată viața ta. Nu am intuiții, nu văd. Te înșeli întotdeauna. Noi bărbații ne facem că dăm crezare legăturilor tale cu universul, antenelor tale. Tu nu le ai. Tu nu ești alcătuită după trupul universului, ci după macheta lui de carton. 5 ani ai trăit cu omul pe care îl credeai cel mai maleabil, cel mai curtenitor și cel mai calm. Este o ființă voluntară, insolentă, dezlănțuită. Vorbim despre mine. Nu sunt adevărată? Nu ești adevărată, nu. Nu ești despuiată. Nu ai nici unul din elanurile, nici una din sincerităţile ființelor despuiate. Nuditatea ta este un travestit de pungaș de hotel care îți dă acces la nopțile noastre și atâta tot. Și bărbatul? El păstrează toate cocardele pe care și le-a atribuit el însuși? Este bun? Curajos? Credincios? Nu știu, nu știu, dar el este cel inconstant. El vorbește pentru femeie între altele. Eu am spus cu gura ta tot ce ai spus tu astăzi. Destul, destul. Tăceți și plecați. Ne-ați asurzit urechile. Într-adevăr, lipsește tunetul ca să ne acopere glasul. Sosește, ca și focul care să-ți acopere obrăznicia și asfixia care să-ți acopere blestemul. Nu mai e nimic de făcut, nu-i așa, îngere? Nu. Nimeni dintre noi nu va fi cruțat. Nimeni? Lia, să nu ne mai certăm. Hai, vino lângă mine. Să uităm cine suntem. Nu. Dacă Dumnezeu vede aici toate femeile înlănțuindu-se în moarte, colo toți bărbații, va înțelege. N-a înțeles la potop pentru că a văzut plutind cadavrele perechilor înlănțuite. Ai să aștepți singură această grozăvie? Nu singură, ți-am mai spus. Ești aici, Rut? Dalia, unde sunt bărbații? Nu mai există bărbați, Rut. De aceea aerul este așa de ușor. Tu ești ușoară. Bărbații au fost smulși din sufletul și din trupul nostru. Este cadoul nostru pentru sfârșitul lumii. Va fi un sfârșit îngrozitor și minunat. Un înger așteaptă un miracol de la oameni. Când va înțelege că bărbatul și femeia nu se mai cunosc, că se reneagă și se disprețuiesc, va ridica brațul și... cu un strigăt de înger, totul
se va sfârși. Tu ești Jacques? Eu sunt. Unde sunt femeile? La mii de leghe. Nu le mai putem da de urmă. Nu vor mai exista niciodată femei pentru noi, Jacques. Slavă Domnului! Ni s-a promis o moarte care are înfățișare de bărbat. Grădinarule! Sunt aici! Ia așează-te cu noi! Mai ai încă frumosul tău trandafir roșu? Sigur că l-am. Aruncă-l spre femei. În chip de rămas bun. Mulțumesc pentru trandafir. Lia, taci. Vă simțiți bine? Hei, bărbați, e pe placul vostru? Foarte bine. Suntem liniștiți. Aici suntem fericite. Perfect, perfect. Fiecare sex are în sfârșit ceea ce își dorește. V-am spus să tăceți. Vrei să-ți dezleg taina, Jean? Nu. Lasă-mi bucuria să mor fără să înțeleg. Dumnezeu l-a lăsat pe înger să discute. S-a trezit cu Satana. Bărbatul și-a lăsat soția să discute. S-a trezit cu femeia. Știu. Totul s-a dus de râpă de la primul ei cuvânt. Primul meu cuvânt? Te iubesc. Ce rabat de la ultima ta tăcere. Aerul mai este curat la voi, grădinarule? Nu pot să-l respiri. Și vântul e năpraznic. Grindina e neagră. Da? Aici e foarte frumos. Nu e nicio boare de vânt, niciun nor. Felicită-l pe Dumnezeu, îngerule. E un sfârșit de lume ideal. Mă năbuș, Lia. Lia, mor. Ați auzit? Aici ne năbușim cu aer curat. Murim de cersenin. Murim de cersenin. Lia! Ce vrei? Taci-mi și las-o. Ah, ce întuneric e! Ce soare! Ce soare! Cerule, dă-i drumul! Ce tare, cerule! Ce noapte! Mulțumesc, cerule! Ce zori! N-or să tacă odată din gură, n-or să moară odată. Au murit. Cine vorbește atunci? Ei. Moartea n-a fost destul. Scena continuă.